Bună ziua, astăzi vom vorbi despre depunerile de piatră, da? Sau depunerile care se depune de la apă. Avem o crăticioară care, pe timpul iernii, da? La sobă, ca să avem aer proaspăt, să nu fie uscat, să fie un pic de umiditate, ținem o crăticioară în cuptorul sobei, da? După cum se vede, ca să putem respira cum trebuie. Acum să vedem cum putem curăța aceste depuneri de pe margine. Haideți să vedem. Acum am revenit la aragaz, da? Avem aici oțet, da? De 9 grade. Punem aici aproximativ un pahar de oțet. După aceea restul o umplem cu apă. Da? După cum vedeți, cratița este plină. Adăugăm și o linguriță, două de bicarbonat de sodiu. Vedeți cum se face, ca să poată să curețe mai bine. De preferat să-l lăsați în ghiuvetă când puneți bicarbonatul, să nu fie pe aragaz, ca să vă dea peste aragaz. Și acum punem la încălzit, la fier, să dea în clocot. Am dat drumul și la aragaz, da? O lăsăm să dea în clocot, să-și facă treaba. Și vedem ce iese, dacă iese sau nu iese. După cum băgați de seamă, a început să clocotească, da? Apa. Și cu restul ce am pus în ea. Acum își face treaba. O lăsați 5 minute, 10, un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră, cât e nevoie, depinde cât de mult s-a depus pe crăticioară sau pe oală, pe tot ce aveți, nu contează, depunerile de piatră. Poate să fie și un depunere de piatră sau calcarul, mai pe înțelesul tuturor. Și în mașina de spălat e bună soluție. Doar oțetul, fără bicarbonat. O lăsăm încet, își face treaba, da? Fierbe la foc mic. Nu trebuie să dăm foc mare ca să dea peste. După primele 5 minute de fierbere, da? După cum vedeți, s-a mai curățat, era plină, da? De depuneri, de piatră, calcal și așa mai departe. Din cauza apei, că e prea dură. Faceți în felul următor. După ce a fiert după cele 5 minute, da? Punem apa într-un castron sau într-o oală mai mare, da? După aceea venim la ghiuvetă și frecăm olicica, da? Cu burete de sârmă. Da? Îl frecați. După aceea iară puneți apa care a fost tot prima oară din castron sau oala dumneavoastră în care ați pus apă, o punem din nou la fiert. O mai lăsăm, eu știu, 5 minute, 10, iar o frecăm și să vedeți cât de ușor iese. Deci, să vă uitați la început, câte depunere a avut pe ea. Bineînțeles, când frecați cu buretele de sârmă, nu frecați gol. Cu o pasă de spălat vase, eu știu, un lichid de spălat vase, ceva mai ușor, apă călduță, să nu vă frigă la mâini și va ieși foarte ușor. Ia priviți, deja a început cât de cât să înceapă să fiarbă apa. Uitați această mizerie care o strânge. Deci să nu care cumva să credeți că această soluție nu vă ajută. Vă ajută. Să vedeți cât de ușor se ia când frecați. Dar dacă stați pe internet și așteptați ca să facă toată treaba, în niciun caz. Trebuie să vă puneți osul la treabă și să frecați. Bine, nu frecați tare acum. O să iasă mult mai ușor. Încercați fără soluția aceasta să îndepărtați depunerile de la apă, da?
și o să vedeți cât de greu va fi. Această soluție, da, care fierbe și totodată înmoaie și depunerile de apă, vă face viața mai ușoară. Ia uitați cum le adună. Deci, ce n-a ieșit prima oară, va ieși a doua oară. Ce n-a ieșit a doua oară, va ieși a treia oară. Și tot așa. Ia priviți acum mizeria din mijlocul apei. Da? Priviți cum se ia singură. Deci singură se ia de la această soluție. Vă ușurează, da? Ca să dați depunerile de la apă, de pe crăticioară. Sau de pe orice altceva care se depune piatra. Este foarte bună. Deci ia priviți cât de mult a ieșit depunerile, da? Și acum sunt la a doua frecare, pentru că apa am pus-o aici frumușel. O punem iară dacă va mai fi nevoie. Da? Da? Să vedem. Acum antifrecăm. După cum vedeți, la a doua frecare, da? S-a luat tot. Dar o mai pun încă o dată ca să-și facă treaba complet. Este foarte curată acum crăticioara. Deci soluția este foarte bună. Acum punem apa fierbinte din nou aici și o punem iară să fiarbă. După ce dă în clocot, o mai lăsăm maxim 5 minute, da? După aceea aruncăm apa, o spălăm frumos cu buretele, cu lichid de vase, da? Sau cu, nu știu, pastă de vase, cu orice aveți dumneavoastră la îndemână, clătim bine și după aceea o punem înapoi cu apă, ca să avem pentru aerul din cameră unde stăm să fie cât mai bun de respirat. Deci sper să vă ajute și pe dumneavoastră această soluție. Spor la treabă!